Nu se ieftine nici acum, dar păi tot cu un leu luăm de la țară. Nicio deci ieftinire. Nu e nicio șansă să... Nu cred. E și clar că ar trebui să fie mai ieftină. Că cu tot cu TVA-ul când a scăzut, totuși prețul e cam pipărat și la pensiile noastre și salariile care sunt în România, până ar trebui să fie mai ieftină. Și credeți că se va întâmpla așa sau se vei mențin prețurile? Se mențin, se mențin. Din păcate. Din păcate. De scăzut e mai greu, de crescut e mai ușor, știți? Potrivit statisticilor, fermierii au înființat mai mult grâu decât au estimat inițial. În acest moment putem spune că a fost încheiată și campania de înființare a culturii de grâu. Din cele 66.655 de hectare au fost înființate 67.050 hectare, așadar cu 300, aproape 400 de hectare mai mult decât se prognozase. Continuă în județul nostru campania de recoltare la sfecla de zahăr, astfel că procentul de recoltare este de 62%, respectiv o suprafață de 720 de hectare. Ca fermierii să fie pe deplin mulțumiți, ar mai fi nevoie doar de ceva precipitații. Starea culturilor se prezintă bine la această oră, dar așteptăm pentru a fi și mai bine, așteptăm precipitații în următoarea perioadă, cel puțin pentru cultura de grâu și rapiță, e nevoie de precipitații în următoarea perioadă. Nici de porumb nu se pot plânge fermierii, au fost recoltate cele aproximativ 100.000 de hectare, iar producția medie obținută la hectar de peste 3.600 de kilograme este una destul de mulțumitoare.